Doamnelor, domnilor, bună seara, bun regăsit la o nouă ediție emisiunii Mix Actual. Sunt Onelia Pescaru, ne revedem în această seară la Mix TV cu senatorul liberal Marius Neculoiu. Bună seara, domnule senator, domnule doctor, bun revenit! Bine v-am regăsit! Mă gândeam că uite ce mai trecură anii, vorba poetului, că se apropie finalul de mandat, mai e jumătate de vară și începe o nouă competiție politică. Mi-aduc aminte de frumoasele emisiuni ale unor campanii electorale, când atâtea planuri stăteau să se nască și părea că România intră pe un făgaș mai bun atunci. Dacă ne uităm însă acum, dacă deschidem televizoarele, mi se pare că sănătatea, domeniul dumneavoastră, e într-o criză fără precedent. Nu o percepeți tot așa, din halatul alb? Din păcate, da. Deci există această criză în sistemul de sănătate practic din 90 încoace. S-au făcut și multe lucruri bune, dar în general sistemul medical funcționează cam de pe aceleași principii ca și pe vremea comunismului, cu puține excepții. Erau rele acele principii, că totuși atunci omul avea mai multă siguranță. Nu, era mai avea el mai multă siguranță, dar psihologic vorbind, eu vă spun că sănătatea era la pământ atunci. Deci era doar o chestiune de imagine, de percepție. Erau, da, bineînțeles. Deci nici pe vremea respectivă nu s-a investit foarte mult în sănătate, cu excepția construirii de spitale, dar asistența medicală era mult sub nivelul asistenței medicale. Tehnologie, performanțe, da, tehnici chirurgicale, și, de exemplu. Ca atare am rămas și noi un pic în urmă, deși acum se fac eforturi ca să îmbunătățim cel puțin la nivelul dotărilor, să ne aliniem cât de cât la ceea ce înseamnă medicina modernă astăzi. Din păcate, toate acestea costă. Și bugetul sănătății în România este foarte mic, deci este undeva la 7,8, aproape 8 miliarde de lei pe an, bugetul Ministerului Sănătății, ceea ce este foarte puțin, reprezintă undeva aproape de 4% din produsul intern brut al țării noastre, pe când alte țări investesc mult mai mult bani și dintr-un PIB mult mai mare, și procent mai mare din alți bani. De exemplu, Olanda investește 12% din PIB pentru sănătate și are un sistem medical foarte bine pus la punct. Bun, în ultima vreme, sigur că au apărut în presă și s-au scos în evidență mai multe fapte ele fac negative, audiență, care știrile de rău, dar totuși. Bun, dar aceste lucruri se întâmplau tot timpul, întotdeauna. S-au întâmplat tot timpul. Tot timpul a fost criză de dezinfectanți, tot timpul dezinfectanții erau. Nu a fost criză de nu. N-a fost criză de dezinfectanți. Sunt înspăimântătoare aceste știri. Păi sunt înspăimântătoare, dar să știți că nu este o regulă în spitale. Și vreau să vă spun că eu nu știu ce interese sunt, că în general se lovește foarte mult în sistemul public și când în principiu când sunt probleme la nivel politic în general, în sănătatea este arătată întotdeauna cu degetul. Când se ridică anumite probleme, că trebuie să investiți bani în sănătate, că trebuie să construiți spitale, apar și elementele negative. Vedeți voi că... Deci până la urmă e o chestiune de imagine premeditată pentru că sunt niște mize financiare. Nu știu, s-ar putea interese să nu fie. Deci există și această teorie, dar s-ar putea să nu fie. Să scoată în evidență presa elementele negative cu prioritate față de realizările care spuneți că sunt, trebuie recunoscute. Trebuie recunoscute. Mai e o dimensiune cea legată de faptul că ne-au crescut pretențiile, avem acces la informație, știm ce se întâmplă în aceste țări, avem știri de acolo și vrem la fel, cu banii noștri, vrem calitatea. Asta este un punct de vedere foarte real, care pacientul este într-adevăr informat. El citește pe net despre afecțiunea de care suferă, tot timpul vrea o a doua opinie de la alt coleg medic, de exemplu. Dacă îi se spune că are un diagnostic, el verifică
și pe internet, cere o a doua opinie și abia după aia ia o decizie în ceea ce privește... Ceea ce e foarte bine. Deci e foarte bine, nu că ar fi el dezinformat, dar lucrurile astea nu se întâmplă înainte de 2000, de exemplu. Nu veneau o mutobă la dumneavoastră. Sigur că sunt și alte pretenții, dar vreau să vă spun așa. Acum, apropo de infecțiile intraspitalice, care sunt în toate spitalele din lume, inclusiv în spitale private, inclusiv în spitale de stat. Ele sunt scoase în evidență mai mult la spitale de stat și s-a indus în opinia publică o teamă a pacienților de a se interna și opera, de exemplu, în spitalele publice. Dar procentul infecțiilor nozocomiale nu este așa de mare. E mai mare decât era bună oară cu un an, cu doi. Statistic vorbind. La unele afecțiuni, de exemplu infecția cu Clostridium difficile, s-a observat o creștere în toată România, în toate spitalele din România și nu numai, și în spitale din... tocmai datorită faptului că s-a dobândit o rezistență la antibiotice. Spuneau specialiști că o să ajungem în câțiva ani, 20-30 de ani, ca microbii să fie rezistenți, multirezistenți, tocmai datorită utilizării necontrolate a antibiotice. Deci și despre acest lucru poate fi vorba. Sigur că da, cauzele sunt multiple, nu numai dezinfectanți diluați sau așa, că vreau să vă spun că nu toți dezinfectanții erau diluați, din toate produsele alea diluate erau, mă rog, cele care erau neesențiale. Însă și ideea care o formulați sună într-un fel, deci unele erau diluate, altele nu, deci unde mergea... Din cauza lăcomiei unor oameni care au pus în pericol, într-adevăr, și-au aruncat așa o umbră peste întreg sistemul și de sănătate. Peste o întreagă breazlă. Dumneavoastră sunteți chirurg și ați păstrat, n-ați renunțat la profesia dumneavoastră. Operați acum în Brașov, în Spitalul Clinic Județean de Urgență, unde ați fost și manager înainte de a deveni senator. Vă simțiți amenințat? Vă simțiți că lucrați în condiții mai grele decât la început de mandat bună oară, pe când erați director? Cum au evoluat aceste lucruri din perspectiva au omul îmbrăcat în halatul alb? Eu vreau să vă spun că în momentul de față există la nivelul spitalului județean și în general la nivelul spitalelor publice nu există o lipsă acută de medicamente, de materiale sanitare, din contră. Ele există, s-a trecut peste o perioadă în care finanțarea spitalului județean și a anumitor spitale județene era mult sub nivelul la care ar fi trebuit. Acum banii sunt. Problemele țin de anumite medicamente care lipsesc de pe piață, medicamente esențiale, dar nu din vina managementului spitalicesc, ci sunt cu totul alte interese, au dispărut datorită faptului că sunt foarte ieftine și datorită acelei taxe de clawback. Da. Sunt medicamente esențiale care nu se mai produc pentru că nu sunt rentabile, deci ele ajung să fie vândute la un preț sub prețul de producție. Și atunci sigur că nu le convine. Spitalul nu are anestezice sau nu are antibiotic. Sunt un anumit, o criză de anestezice a fost în acest an, în ultimele două luni, trei luni, în toată țara, datorită faptului că un anumit medicament miorelaxant se cheamă, mă rog, nu dau denumirea comercială, a fost licitat la nivelul tuturor spitalelor în proporție de 90% din spitalele din România luau acel preparat care se utilizează la anestezie. Ei, fabrica respectivă care îl producea a avut anumite probleme și au schimbat linia de producție și nu s-a mai produs două luni de zile. Bun, și s-au amânat atunci operații, poate, sau nu? La un moment dat și suspendaseră, erau doar urgențele. Au fost anumite alternative, deci nu s-a oprit activitatea niciun spital. Da. Vă simțiți în primejdie sau mergeți la fel de relaxat, de concentrat la operație
Ca întotdeauna. Da, ca întotdeauna. Nu, nu asta e problema. Care ar fi semnalul pe care trebuie deci, să-l lansăm eu vreau pe să le, brașoveni? Să le spun brașovenilor să aibă încredere în sistemul public de sănătate și în, în spitalul județean și în toate spitalele publice, pentru că este, sunt, sigur că mai sunt lucruri care pot fi îmbunătățite și trebuie să fie îmbunătățite, dar în mare parte se rezolvă din punct de vedere medical toate situațiile și toate bolile care, de care suferă pot fi rezolvate la spitalul județean și nu trebuie să așa meargă în altă parte. Cu mâna pe inimă, da? De... Eu nu vreau să zic, și spitalele private au anumită adresabilitate și sunt foarte mulți pacienți care și foarte bine pot fi încurajați să meargă, dar vă spun eu că 80% sau 90% din populația României nu își permite să meargă la un spital privat, pentru că oricum există o coplată și costă un tratament în spital privat. Foarte mult, mai ales dacă mai sunt mult decât tratamente atât, complexe. Sunt anumite boli foarte grave, cu cost, care costă foarte mult îngrijirea medicală, îngrijirea medicală costă sute de milioane de lei. Nu și le permit la niciun spital privat nu își permite nici să trateze și nici nu le au de... în ofertă. Da, și atunci, când, Doamne ferește, suferi de o boală extrem de gravă sau ai un accident, un politraumatism, tot la spitalul de stat ajung și majoritatea sunt salvați. În spitalele, la spitalul public. Da. Deci nu dacă e nicio problemă. Deci sunt, cum să vă spun eu, sunt foarte multe lucruri care sunt exagerate, poate nu neapărat de mass media sau uneori sunt prezentate tendențios la anumite posturi de televiziune, dar și din în păcate, ideea unor interese sau atacuri asta, sau lucruri e care greu, sunt e puțin, greu de dovedit, dar din fericire, cu toate aceste greutăți, sistemul de sănătate funcționează și salvează vieți și vreau să vă spun că medicii din sistemul public își dau tot interesul și toată priceperea pentru în slujba pacientului bolnav. Ce o să se întâmple însă și marea problemă, deci în sănătate sunt trei mari probleme. Unele care țin de sistem și de finanțarea sistemului de sănătate și de organizarea sistemului de sănătate, care în principiu ar trebui schimbate printr-o nouă lege a sănătății, unele care țin efectiv de personalul medical, da, și altele care țin de managementul spitalelor și care ține de strict de conducerea spitalelor sau de autoritățile publice locale sau respectiv Ministerul Sănătății, depinde în subordinea cui se întâmplă. Cele care țin de sistemul de sănătate, una dintre problemele majore este problema infrastructurii în sănătate, care, mă rog, lasă de dorit, nu s-au construit din 1990 încoace nici un spital, un singur spital, în România din banii Ministerului Sănătății. Un singur spital. Din 1990, deci în 26 de ani un spital. Ori, în general, în țările civilizate, un spital, durata medie de funcționare a unui spital este cam 40 de ani, maxim 50 deci de ani. Deci suntem mult sub... Și aici... atunci le înlocuiesc, că n-ai ce să mai faci, odată că nu mai corespund ca circuite, că s-au schimbat concepțiile. În al doilea rând, microbii, mobilierul și toate astea, deci... Sunt mulți factori de luat. Sunt mulți factori și atunci trebuie înlocuit. Aici ne ducem la politician. Cum păi, se rezolvă? Eu vreau să cât vă cât a reușit spun să facă politicianul doctor tot, din tot ce și-a propus? Au fost, cum să vă spun eu, acest mandat de 4 ani, nu numai, în general, după cum a fost cu 2 rânduri de alegere. Au fost cu o grămadă de seisme, ape, de tulburi și da, de în care și de alianțe s-au, care s-au încercat și s-au să se așeze cumva lucrurile, da. Și a fost un mandat extrem de dificil în care s-au făcut anumiți pași, din păcate la nici nivelul sistemului de sănătate, în afară de implementarea cardului de sănătate de către casă, uh-huh, și mici investiții, în general nu s-a făcut mare lucru. Eu
Le-am spus de fiecare dată. Acum am, împreună cu alți colegi liberali, am introdus o inițiativă legislativă tocmai pentru a se aloca din bugetul Ministerului Sănătății sau din bugetul de stat la viitorul buget pe anul viitor, să se aloce o sumă fixă anuală cu destinație precisă, construirea de spitale în România. Deci o sumă fixă anuală prin care ai putea să construiești măcar un spital pe an. Să zicem, din acei bani încep 3 spitale, în 3 ani le-ai dat la cheie. Și practic, suma respectivă, în 3 ani ai 3 spitale. Și tot așa, deci ajungi să faci, să zicem, în 9 ani, 9 spitale. Ceea ce e ceva, pentru că dacă se începea în 90, acum fiecare județ avea spital nou construit. Și deci asta este un aspect. Al doilea, în afară de infrastructură, al doilea aspect este salarizarea personalului medical. Ați văzut și dumneavoastră că în ultima vreme și DNA-ul s-a implicat foarte activ în rezolvarea unor probleme de așa zisă corupție. În, așa zisă sau zisă sau perpetuă corupție. Depinde, pentru că aici noul cod penal nu mai face diferențierea între condiționarea actului medical și... primirea de recunoștință arătată liber, da? Bun. Dacă până acum cei care condiționau actul medical erau sancționați și erau pedepsiți și era foarte corect, acum toată lumea este pasibilă de această sancțiune. De ce? Pentru că aici intră într-o contradicție legea drepturilor pacienților, care spune că pacientul are dreptul, are voie să ofere donații, sponsorizări și așa mai departe medicului. Sau chiar să-și exprime recunoștința, nu? Până la urmă nu ești liber. În schimb, conform în alte curs de casație și justiție, medicul care lucrează cu bani publici, adică medicul care este socotit în sistemul public de sănătate, lucrează în sistemul public de sănătate, este asimilat funcționarului public. Și atunci el nu are voie, pacientul are voie să dea, dar medicul nu are voie să primească. Și atunci apare această... Și foarte mulți... Corectă, mulți colegi de dumneavoastră se descurajă și spun, din punctul, nu mai rămân să vă spun care e punctul meu de vedere. Sunt văzut ca un infractor, sunt risc. Punctul meu de vedere este că până nu se realizează o salarizare, măcar la nivelul unei treimi, la o treime din... cât este plătit un medic în țările occidentale, undeva la are un salariu între un medic rezident acolo are 2500 de euro pe lună, un specialist 5000 și un primar 8000, să zic, cam în medie, poate să aibă și mai mult dacă fac gărzi și așa mai departe, au venituri mai mari. Ori dacă pui salariul de bază la un rezident 2500 de euro, la noi este 300 de euro. Deci vă dați seama ce diferență. Deci ar trebui măcar la o treime, deci am zis, la posibilitățile astea. Deci până atunci există până atunci, o ușă deschisă spre iad, nu, nu, spre corupție, deci nu, spre nu este spre corupție, ce? Dar vă dați seama, știți ce se va întâmpla? Care e riscul? Ca toți medicii buni din spitalele publice să migreze ori în afară, ori la privat. Ori la privat. Ca să câștige cinstit acești bani, să nu se mai lege nimeni de ei. Pe știința, și atunci, pe munca lor, pe... Atunci există un mare risc ca în sistemul public de sănătate să lucreze oameni care sunt începători. Să devină un spital al săracilor, nu? Cumva, și și de... practic atunci o să ajungem să ne întrebăm peste câțiva ani, domnule, oare pe noi cine ne mai tratează? Unde în, mă duc? În spitalul public. Deci trebuie făcut unde ceva se duc, și totuși trebuie... cam 90% spuneați dintre români. Da, pentru că asta e soluția. Deci nu e normal ca... Deci normal ar fi ca medicul să fie plătit conform pregătirii și conform nobleței meseriei lui. Că sigur statut, că, care... Și atunci n-ar trebui să ia niciun ban de la nimeni. Deci dacă îi oferă, nu, domnule, nu ai treabă, avea eu sunt plătit. Așa, așa este faci, corect. Așa este corect. Dar nu poți un medic să iei salariul de 2000 de lei pe lună. Ce pretenții să mai ai? Un medic cu mai, un medic cu un standard, care, nu, vă dați seama, de niște tot... cerințe, de fapt, pentru că trebuie, ca și chirurg, ai nevoie de un regim de viață, nu ai nevoie de o investiție în continua pregătire. Și aici trebuie găsit o soluție rapidă. O găsesc senatorii, mergeți mai departe la Parlament, aveți intenție? În primul an abia m-am obișnuit exact și am învățat toate
toate căile și toate regulamente. Da, ați avut vreun regret? Eu sunt convins, eu chiar vreau, eu chiar îmi doresc ca în, dacă o să mai prind un mandat prin votul cetățenilor, eu cred că în acest mandat se vor schimba multe în sănătate. Asta pentru ce vă bazați? Pe faptul că s-a ajuns prea rău ca să nu o luăm în sus de acum înainte? Că deja s-au așezat niște lucruri și s-a ajuns la, cum să vă spun, la un grad de suportabilitate destul de la limită, și din partea personalului medical și din partea cetățenilor. Și, deci ați vrea să continuați, dacă vă vrea partidul? Da. Este o competiție, așteptăm aceste vești. Știm că între timp la Spitalul Clinic Județean de Urgență, unde operați din fericire și e mare lucru că încă mai operați, soția dumneavoastră este manager. E o șefă bună? Păi, cred că da, nu știu. Că nu, e mai bună ca dumneavoastră? Foarte rar cu... cu doamna Neculoiu, managerul. Da, da. Totuși, ca medic, ai o oglindă. Îți place sau nu șeful tău? Sau viața unui chirurg în spital? Este o muncă extrem de dificilă și foarte puțină lume în condițiile de astăzi se înhamă la o asemenea activitate care presupune foarte multă responsabilitate și niște sacrificii, pentru că vă dați seama că este greu, greu de menegeriat un spital cu 1800 de angajați, cu foarte multe probleme care le-am enumerat, în sănătate, cu... crize, cu... Da, cu... Uite, și DNA-ul mai saltă câte un coleg. Toată această activitate trebuie să fie transparentă, să se desfășoare pe licitații corecte și este dificil de gestionat. Deci cumva, o susțineți, e clar din ce spuneți, dar vă e și puțin milă. Adică recunoașteți că nu e chiar ușor. Să știți că nu e ușor și n-ați prefera să o știți mai liniștită? Timpul va dovedi dacă n-ați prefera să o știți mai liniștită fără povara asta? Eu nu știu, că nu fiecare e cu... Eu nu pot să influențez niciun fel de decizie dacă ea dorește să se implice, și în general până acum s-a implicat foarte mult în și vreau să vă spun că lucrurile merg înspre bine, deci toate, absolut, spitalul este acreditat, laboratorul Spitalului Județean este acreditat RENAR și sunt foarte puține laboratoare din spitalele publice care sunt acreditate RENAR. La fel, spitalul a primit evaluarea. Deci sunt niște performanțe. Sunt niște performanțe, s-au făcut primit niște protocoale la nivel de spital în absolut toate secțiile care se respectă, de aia nici nu sunt foarte multe incidente medicale. Deci sunteți mulțumit, medicale, domnule doctor. Acum înțeleg că și doamna vă susține pentru un nou mandat. Deci este o reciprocitate, un barter acolo. Da. Am înțeles. Mulțumesc mult! Vă mai poftim să povestim și despre Centrul de Transplant Renal și despre alte proiecte mari ca Marius Neculoiu. Timpul a trecut, că zboară repede, cum spuneam. Mulțumesc mult pentru prezența în această emisiune. Cu mare plăcere, oricând. Doamnelor, domnilor, senatorul liberal Marius Neculoiu, medic chirurg, fost manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență din Brașov, oaspetele meu în această seară, la Mix TV, la Mix Actual, Onelia Pescaru, sunt o seară excelentă tuturor!